Bună dimineața, dragii mei! Bună dimineața! O zi de toamnă autentică. Ne apropiem cu pași foarte repezi de luna octombrie. Deja suntem într-o zi de luni, 28 septembrie. Răcoroasă vremea astăzi, maxima, cel puțin asta spun specialiștii, adică sărășit binișor chiar. Maxima nu va depăși astăzi 13 grade, minima undeva pe la 8 grade, din fericire cu plus încă. Soarele, complicat de spus dacă va fi sau nu, plouă de dimineață, cel puțin în zona metropolitană, adică o zi mai urâtă astăzi, o zi de toamnă poate autentică, nu? Chiar și prin prisma temperaturilor. Bună dimineața, Florin! Bună dimineața! Vremea nu poate fi decât așa cum pas merităm. Pas, cu vremurile. Nu? Cu vremurile. Urât, frumos, ceva relativ, de fapt, nu? Plouă... Bine rău. Urât, frumos, bine rău, da. Nu? Plouă sau caniculă, care e diferența? În final toți ne raportăm la ceea ce credem fiecare dintre noi, de fapt, că ne trebuie sau că avem nevoie. O zi ca oricare alta, dacă vorbim de răcoare, nu putem vorbi de răcoare într-o zi în care așteptăm cu nerăbdare, de altfel, cei care observăm viața politică cu interes și abnegație chiar. Rezultatele unui proces care poate fi extrem de interesant, proces care în primă instanță s-a lăsat cu un an cu suspendare, dacă nu mă înșel. Astăzi urmează etapa a doua a procesului domnului Dragnea, singurul, unicul candidat al PSD. The only one, foarte important. Și sprijinit de altfel de o comunitate extrem de importantă și din Suceava, nu? Comunitatea PSD, PSD din Suceava, da. A hotărât să-l sprijine pe domnul Dragnea, domn Dragnea care se consideră în continuare nevinovat. Credeți că cineva, din comunitatea foarte importantă din Suceava, îl va întreba pe Cătălin Nechifor, spre exemplu, președintele PSD, dacă trebuie să voteze sau nu un tip care are problemă cu legea? Eu am observat că sunt deja, în PSD sunt foarte multe întrebări. De acest lucru mi-am dat seama de mai mult timp. Chiar dacă nu au început să iasă la suprafață, întrebările din interiorul PSD sunt extrem de pertinente. Există și sunt pertinente. De altfel, unele întrebări au început să fie prezentate și public. Să iasă altfel, și în afară, să spun așa. De altfel, câțiva primari destul de vocali din partea PSD au început să pună întrebări. Ba mai mult, au luat poziții extrem de tranșante, în sensul că au anunțat că nu vor mai susține niște proiecte care vor duce în final la falimentarea localităților pe care le reprezintă. Răspunsurile pot fi discutate, de altfel, probabil astăzi vom avea prilejul să discutăm despre modul în care au răspuns și au încercat să paseze în altă zonă aceste probleme. Dar, în mod clar, în PSD lucrurile încep să se agite. Chiar dacă acum prezintă o situație oarecum liniștită, calmă, clară, control. Clară, da, avem un singur candidat, avem o acțiune comună, avem sprijinim un singur om, dar pe altcineva pe cine ar fi putut să sprijine? Foarte bună întrebarea. Poate pe Adrian Năstase, poate că el a trecut prin chestia asta, cu pușcăria, a rezolvat-o și poate vrea să revină. Dar ai văzut ce interesant este că în toată povestea asta numită Liviu Dragnea, absolut deloc, ba din contră, chiar foarte, foarte vocal, vehement, împotriva a fost Caghevescu. Caducul stalinist a fost împotriva acestei decizii a lui Dragnea de a candida și mai mult de decât atât formula de vot, adică de a fi votat de întregul popor. Bă, dar asta ne duce mult înapoi, adică cu 27 de ani, așa. Știi, numai atunci scumpii și dragi conducători erau cam așa, nu? În unanimitate. Am urmărit și eu schimbul de replici între domnul Dragnea și președintele onorific al partidului, domnul Ion Iliescu. Domnul Dragnea i-a amintit domnul Iliescu că el nu cunoaște atât de bine ce se întâmpla pe vremea lui Ceaușescu, pentru că nu a făcut parte din apropiații domnului Ceaușescu. Ce vorbești, ca să poată, bă, da? Frate, ce vorbești! Numai că, dar, știi, are Iliescu o replică celebră, știi? Unde ar fi fost ei dacă n-aș fi fost eu? Știi? Și pe bună dreptate, apropo de Dragnea și de perioada comunistă și așa mai departe. Dar, în mod clar, cel puțin la nivel de Suceava, unanimitatea a fost clar, îl susțin pe domnul Dragnea. Mesajele, probabil,
mesajele au fost, din punctul nostru de vedere, cu mult mai importante decât decizia finală, o decizie de altfel așteptată, pentru că efectiv nu aveau ce să aleagă altceva în afară de această unică, să spunem, candidatură. Dar a fost un motiv ca la întâlnirea, spuneam, a primarilor PSD, oamenii să înceapă să-și pună unii mai la colți, alții în grupuri mai mici, alții chiar vocali, să-și spună nemulțumirile, nemulțumiri care se pare că sunt mai mari în rândul primarilor PSD decât în rândul primarilor resemnați din partea opoziției. În opoziție, îți dai seama, la un moment dat, aștepți să ai parte de astfel de inactivitate, să spunem, în sensul de a nu primi niciun fel de sprijin din partea autorităților, dar când vin primari și nu puțini din partea PSD, care acuză tocmai faptul că în ultimii ani, în ultimele luni, nu au primit absolut niciun fel de ajutor, ba dimpotrivă, tot felul de șicane în unele situații, nu obligatoriu voite. Da, dar dacă vorbim de marele proiect care privește amenajarea gropilor de gunoi în județul Suceava, un proiect de altfel extrem de necesar și apreciat în multe localități. Ei, în momentul în care a venit scadența și oamenii trebuie să plătească, e drept o contribuție mică de doar 2%, dar modul în care a fost prezentat acest lucru, amenințările cu judecata, în condițiile în care, în mod clar, a fost acolo o problemă de comunicare, în realitate un timing care nu a fost chiar atât de bine pregătit de către cei care gestionează proiectul. Au deranjat primării inclusiv din partea PSD-ului. Dar în momentul în care citești în ziar că te dă în judecată președintele Consiliului Județean că nu ai avut 70. O contribuție și 3 de primării, parcă, nu? Da. Și de recuperat 3 milioane ceva. De euro. Nu? Bun. Adică o sumă impresionantă, totuși, să iei bani înapoi. Pentru în momentul în care oamenii au așteptat câțiva bănuți la rectificare pentru a-și rezolva problemele locale în final și s-au trezit că, de fapt, banii pe care îi primiseră trebuia să-i dea înapoi Consiliului Județean ca și cotă pentru plata acestui proiect aflat în derulare, e bine, în momentul ăla, chiar primar PSD să fie, nu-ți prea vine să vii și să aplauzi, pentru că ăsta a fost probabil singurul lor acolo. Ce trebuia să facă? Să aplaude eventual, nu? Cei care au mai venit, da, că nu așa. Au fost chiar... Așa se aplaudă pe vremuri, așa, ceva așa. Pac, cu palmele foarte strânge, ca să poți face gălăgie. Povestea asta cu PSD-ul e foarte interesantă, inclusiv în interiorul PSD-ului. Am zis, noi, liniște și așa mai departe. Uite că nu e chiar liniște și am să spun și de ce. Pentru că la PSD, spre exemplu, Donțu s-a răzvrătit. S-a răzvrătit pentru că Consiliul, nu știu cum se chema ăsta, al PSD-ului, a hotărât aproape în unanimitate, sau, mă rog, biroul politic, ceva de genul ăsta, a hotărât aproape în unanimitate ca pentru funcția de președinte executiv să nu se depună niciun fel de candidatură. Și asta a fost așa o decizie luată cu 15 la 5 din 20 care erau, făceau parte din acest for. Adică a fost un vot mai mult decât zdrobitor și foarte grăitor. Numai că, pentru funcția asta, cu o săptămână înainte și-a depus candidatura cine altcineva decât Ovidiu Donțu. Întrebat de colegii noștri dacă va da curs deciziei și recomandării pe care au făcut-o colegii lui, a spus simplu, categoric, nu. Eu vreau președinte executiv, eu vreau. Și cu asta, basta. Deci nu-i chiar treaba așa de liniștită în și P, și S, și D. Ca să spunem, știi? Chiar atât de liniștită nu poate fi. Tocmai e chiar nemulțumită. Despre acest lucru vorbeam și eu anterior, da, despre nemulțumiri, de fapt. Acum că aceste nemulțumiri pot fi exploatate sau pot fi gestionate într-un fel sau altul, chiar de lider PSD, este normal. Vorbim despre oameni cu experiență în gestionarea crizelor, crearea și gestionarea crizelor. Niciunul dintre cei care astăzi se află la conducerea PSD nu sunt niște naivi, nu sunt niște persoane care trec așa pe lângă evenimente fără să-și dea seama ce li se întâmplă. În mod clar, chiar dacă în prima fază am crezut că asistăm la o unanimitate în gândire, în sensul că și-au ales, și-au desemnat candidatul care să fie reales și care se mână în luptă în continuare, ei am sesizat la sfârșitul acestei săptămâni că de fapt mai avem o tabără. Da, avem o dispută întreagă cu privire la locul de desfășurare a ședinței de alegeri. Avem o dispută întreagă între, să spunem, zona Fălticeni cu zona de munte. Avem tot felul de mici șicane. Avem semne de întrebare motivate de ce s-a întâmplat la municipiu cu acea ședință făcută pe genunche și care, mă rog,
lasă așa un pic de gust amar, așa, adică pe principiu, băi, eu m-am reales la nu știu câtelea congres, pentru că așa vreau mușchiul meu și așa am crezut că e în regulă și totuși sub control. Și am dat publicității toată povestea asta, sau mă rog, am dat prostimii, ca să-l citesc pe un coleg de-al nostru, populimii, am dat povestea asta după o săptămână și ceva, pentru că așa vreau mușchii mei. Cam așa ceva, toate astea se întâmplă însă în PSD. Un PSD care este așa, a început să se agite în ultima perioadă. Vin alegerile oare de asta? În mod clar, agitația vine din interior. Vă spuneam, un partid mare cu foarte mulți primari care își doresc să fie realeși la următoarele alegeri locale, oameni care mai degrabă au legături mai strânse cu localitățile pe care le reprezintă decât cu formațiunea politică pe care o reprezintă. Da, oameni care și întotdeauna... pentru care e foarte important un nou mandat. Oameni care întotdeauna s-au raportat la partidul din care fac parte și la instituțiile județene prin prisma banilor pe care îi pot aduce în localitate. În momentul în care acești oameni își dau seama cu un an înainte de alegeri, cu câteva luni înainte de alegeri, că ei nu au putut face mare lucru în localitatea lor și vor să vină să solicite un nou mandat, atunci începe agitația. Peste tot, de altfel, indiferent de partid, în cazul nostru vorbim de PSD, dar au fost situații în care s-au întâmplat și cu celelalte partide. Același lucru, vine data scadenței, vine data când primarii, în special, trebuie să le spună oamenilor din comune ce au făcut. Și atunci își dau seama că nu au ce face și trebuie să le spună oamenilor, domnilor, am așteptat și noi, am făcut și eu niște gesturi politice, mulți dintre ei au trecut de la un partid la altul ca să ajungă acolo cât mai aproape de banii Consiliului Județean și dintr-o dată își dau seama că au făcut sau nu au făcut nimic în plus pentru comunitățile lor. La Consiliul Județean al PSD, care a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute, s-au discutat foarte multe și o să vedeți, la un moment dat discutăm chiar de o rezoluție pe care ei au luat-o legat de încercarea de a pasa toată povestea asta numită utilități și mediu pe un alt umăr și nu umărul lor. Și o să dezvoltăm un pic cu subiectul, să vedeți că nu-i chiar așa, ba din contră chiar există o reacție a celui pe care nu l-am mai văzut de foarte, foarte mult timp și nu l-am mai auzit de foarte mult timp, nu că aș fi dorit și că sau că mi-a lipsit. E vorba de Gavril Mârza, deputatul de Colegiu 3, dacă nu mă înșel, Gavril Mârza, fost președinte de CJ și cel care a îngropat 61 de localități din municipiul Suceava. El și împreună cu încă un altul, care era pe atunci vicepreședinte, și au început amândoi să glăsuiască celălalt pe numele lui Mihai Grozavu. Sper să nu greșesc, mi se pare că așa îl cheamă. Dar până acolo, să vedeți, dragii mei, ce înseamnă să fii într-un partid la putere și să ceri ca prefectul, lăsând la o parte persoana, vorbim de o instituție, să fie urecheat și să-și vadă de treaba lui, pentru că l-a supătat pe cine? Pe Brăduț Avrămia, frate! Brăduț Avrămia, primarul de Forăști, foarte supărat de o chestie de legalitate. Și s-a ridicat în picioare și a spus, bă, dar nu-i posibil așa ceva, mă. Deci noi dăm niște hotărâri cu chestii cu pășuni și așa mai departe și prefectura după 6 luni spune că nu sunt bune și că trebuie refăcute și reevaluate și așa mai departe. Și în hora asta a intrat inclusiv președintele CJ care a spus nonșalant, nu-i treaba mea, dar am să vorbesc cu prefectul. Zi să mor tu, ai să propui să-l schimbe? Foarte interesant. Să plece, să fie toată chestia asta așa, să fie Brăduța Vrămia cel care este, cum să spun eu, opera celui numit Ioan Stan, oratorul de la Fălticeni, nu de la Hamangia, deci marele om politic de acolo, ei au cerut așa ceva, adică pe principiu ce înseamnă, mă, legalitatea asta? Ce înseamnă, mă, legea în țara asta? Dar nu s-a întrebat, spre exemplu, primarul, că de el, de care întrebam așa, de ce a făcut o hotărâre de Consiliul Local? Că e vorba de niște hotărâri de Consiliul Local, spunea că reprezintă 20 de primari. Întreb și eu așa, după cunoștința mea. După ce, cât știu sau cât nu știu. Dar de ce hotărârile de Consiliul Local nu au fost făcute în litera și în spiritul legii? Ce i-a împiedicat să facă hotărârile după lege? Bun, îmi dau ca seama, să nu fie o chestie adusă, știi, înapoi? Că noi pe domnul Harasim îl cunoaștem, vorbim de media și știm limitele și posibilitățile dumnealui. Nu cere nimeni mai mult decât poate un om. Dar în momentul în care pui la îndoială însăși atribuțiile de prefect, în sensul că prefectura veghează la legalitatea instituția actelor emise. Instituția. Corect. Da, vorbim despre un corp de juriști, vorbim acolo de o activitate
care presupune tocmai un act de control, dacă doriți, al legalității. Nu spânzură pe nimeni, dar nici nu îl lasă să meargă la pășunat cum vrea. Nu, dar asta e ideea, știi? În momentul în care vii cu astfel de propun, ce să facă? Să lea pe Harasim să-l bată la, să-i dea cu liniarul la mână, să-l tragă de perciun? Ce trebuie să-i fac? Să-i dea două perechi de pani. PSD-ul, oamenii ăștia au venit la partid să se plângă. PSD-ul va lua act de dorința lui Avrămia și îl va schimba pe Harasim și îl va pune pe Ion Stan sau cine știe ce altceva? Sau îl pune pe Brăduța Avrămia, poate. Aminte de prelegerile domnului Iliescu, da? Am venit la partid și i-am arătat domnului prefect, da? Partidul rezolvă pe domnul prefect. Nu, dacă ai o problemă cu hotărârile de Consiliu, care au fost într-un fel sau alt, prefectul nu putea decât în final să le atace în contencios administrativ. Deci ai o instanță care îți va spune dacă prefectul a avut dreptate sau nu. Dacă ai tu capacitatea primar să te judeci cu... Pe speța asta, sigur. Da, cu instituția prefectului pe această temă, da? Dar presupun că oamenii sunt mari juriști. Domnul despre care Avrămia, îmi spuneți, nu? Da. Îmi sună așa nume de mare jurist. Da, cel puțin. Cel mare jurist, mare economist, mare, totul e mare. Adică hai să fim serioși, omul este mare partid. Un mare, pentru un mare partid și acolo deciziile, dar hai să vedeți cum sună răspunsul lui Cătălin Nichifor, care este președintele PSD și care, iarăși mare om, mare caracter, zice așa. Pentru că dacă nu reglăm, săptămâna viitoare voi discuta cu prioritate cu prefectul. Deși nu-i treaba Consiliului Județean, zice el. Pentru că dacă nu reglăm lucrurile acestea, nu putem spune într-o zi da și într-o zi ba. Zise mortul, dar putem spune într-o zi simplu lege și legea egală pentru toți și respectăm legea, că până la urmă instituția prefectului, nu vorbim de persoana care vremelnic stă pe un fotoliu și conduce acea instituție. Instituția prefectului veghează asupra legalității, dar, pe de o parte, și este reprezentantul guvernului teritoriu. Adică ce vorbim aici? Domnul Avrămia, despre care am stabilit că este un mare legalist, nu? Da, este un mare jurist, ca să spunem așa, prin cuget și însipțire. Nu a încercat să explice domnului președinte al Consiliului Județean care este definiția traficului de influență? Nu. Da. Atunci, nu făcea obiectul. Probabil vom avea alt subiect. Nu, nu face obiectul. Acolo s-a dezbătut foarte, foarte multe lucruri. Deci oamenii ăștia s-au întâlnit politic ca să discute că ce. Tot povesteam noi ca să atingem subiectul ăsta, care este foarte important. Unul, e vorba de utilități și mediul la standarde europene. Din cât am înțeles de la oameni care au asistat la toată treaba asta, la un moment dat un primar s-a revoltat și în plen, chiar dacă nu aceasta era tema, a explicat că el nu va plăti sub nicio formă, niciun ban, contribuție la utilități și mediu, pentru că în localitatea lui nu beneficiază absolut nimic din acest proiect. Și în final, pentru că s-a simțit vizat de acest subiect și de această controversă spusă în public, de altfel, acolo, domnul Mârza a încercat să dea niște explicații, spunând că dumnealui nu se simte cu absolut nimic vinovat de ceea ce s-a întâmplat, că în momentul în care a pierdut alegerile, da, și nu a mai fost el președinte al Consiliului Județean. N-a putut veghea. A preluat altcineva care a fost om rău și care a distrus acest proiect care era foarte bun și ducea la progresul satului românesc, la progresul... Ura, ura, ura! Da? Deci ce vrea el, ca să înțelegeți? Zice, ca om nu am conștiința încărcată că am greșit. Nici ca demnitar, nici ca și președintele Consiliului, ca nimic. Dar spuneți-le astea, domnul Toarșu Mârza. Toașul Gabriel Mârza, povestiți-le de chestia asta, spre exemplu, celor primarilor și nu numai primarilor, cetățenilor, celor 61 de localități din Suceava care sunt atinse de flagelul și nu atinse, distruse, poți să spui, financiar, de flagelul numit utilități și mediu la standarde europene. Spuneți-le dumneavoastră, spre exemplu, celor la Câmpul Lung care deja au plătit €1.000.000 din bănuții lor, decât proprii și personali, de ce nu s-au făcut cu milionul ăla multe alte chestii? Habar n-am. N-au investit în pârtie, n-au investit în drumuri, n-au investit în școli, în educație, în așa... Povestiți-ne că milionul ăla trebuia să le ia neapărat banca și guvernul să facă nimic și că dumneavoastră ați avut un proiect foarte bun. Povestiți-ne și celor de la Ipotești, care au făcut pe banii lor toată povestea asta numită gaz metan și plătesc la povestea asta, că așa ați fost dumneavoastră șmecher. Povestiți-ne, nu știu, la toți ceilalți care sunt băgați în toată povestea asta și care n-au beneficiat de nimic, la care n-a ajuns nici măcar conducta. Că sunt localități în care conducta n-a ajuns deloc și o ia plătesc în proiectul ăsta utilități și mediu. Spuneți-mi dumneavoastră de ce anume, că acum o ducem povestea asta cu Transgaz, cu hotărârea, cu Bogu, alea. Dar povestiți-ne...
Aldit, eram așa. Și mai e încă o chestie. Domnul Nichifor. Domnul președinte Nichifor. E așa o chestie de bun simț, așa. E o chestie de bun simț. Eu m-am înțeles. Politica e o chestie fără simț și bun. Da? E clar. Dar vreau să vă aduc aminte, că poate și-aduc aminte și cei care ne privesc în fiecare dimineață, da? Păi dumneavoastră sunteți, dacă nu vă spărați, deci nu vă aducem aminte. Dumneavoastră conduceți destinele Consiliului Județean Suceava și ale PSD-ului și sunteți la guvernare cu PSD-ul și Victor Ponta și toată gașca, sunteți din 2012 și noi suntem pe final de 2015. Ai mă întreb eu așa, din 2012, de când ați venit la guvernare, cu elan proletar și marcat foarte tare de necazul celor 61 de localități, care din 2012, de când ați venit dumneavoastră, plătesc rate, dobândi și așa mai departe, da? Era măcar dobânda era preluată înainte de ceilalți, de guvernul, guvernele Boc, erau mai multe, da? Deci din 2012 să spui așa o întrebare, să spui, băi frate, băi, dar oamenii ăștia au o problemă, hai să găsim o soluție. Spuneți-ne dumneavoastră cetățenilor, ălora din 61 de localități, care sunt văduvite și care-s vai de amarul lor, da? Spuneți-ne dumneavoastră, din 2012 până în 2015, bine, nu era nevoie, că nu era campanie electorală și nu erați foarte interesat, că nu venea, nu erau alegeri pentru președinte de Consiliul Județean și, bineînțeles, pentru Parlament, da? Dar cât de tare v-ați interesat? Cât de tare v-a interesat subiectul? Adică deloc? Și cât de tare v-ați implicat în povestea asta de rezolvat? Adică deloc. Și dintr-o dată acum te naști, vii și povestești, am descoperit. N-am văzut până acum. Nu știam unde e, frate. Nu? L-am descoperit și uite, asta e soluția. Nu noi, ei. În orice caz, noi putem observa ceva. Cel puțin de când încerc să observ la noastră din studio ce se întâmplă în politica județeană, am atins tot acest subiect utilități și mediu de fiecare dată când au apărut probleme mari, cum au fost cele de la Câmpul Lung, au mai fost oare și ce declarații politice pe această temă, dar trebuie să recunoaștem că niciodată acest subiect nu a căpătat o asemenea amploare, nu a obținut asemenea reacții ca atunci când a venit din interiorul PSD. Ceea ce mie îmi dă foarte multe speranțe, pentru că, într-adevăr, sunt acolo oameni care suferă poate la fel de mult sau poate chiar mai mult decât suferă alți primari, alte localități, pentru că au aceleași probleme. Trebuie și ei să plătească fără să beneficieze de absolut nimic. Și îmi dau seama că mai există o șansă, da? În momentul în care vezi că de acolo, de unde nu te așteptai, nu mă așteptam sub nicio formă, ca din PSD, să apară acest subiect și să aibă asemenea reacții. Îmi dau seama că, de fapt, și acești oameni văd pericolul pentru partid al acestui subiect, pentru că este un subiect care, într-adevăr, poate crea probleme foarte, foarte mari unui partid. Partid care nu este obligatoriu, să spunem, că a beneficiat direct de roadele acestui proiect. Sunt poate oameni acolo care dorm mai liniștit sau mai puțin liniștit. Asta este altă problemă. Și am face o mare greșeală noi aici. Și stau cu valiza pregătită fiecare dimineață. Am face o mare greșeală aici să punem anatema pe întreg partidul. Drept dovadă, partidul ne demonstrează în aceste zile care forța ca din interior să aducă în discuție aceste teme și să ceară explicații. Să ceară explicații celor care... despre care bănuiesc ei că ar putea aduce răspunsuri. Cum, într-adevăr, în momentul în care vina a fost dată, cât trebuie să le spunem oamenilor, pe domnul Flutur. Au spus, doamne, eu când am predat proiectul domnului Flutur, totul mergea foarte bine. Domnul Flutur a ales să transferă la Transgaz conducta să facă investițiile mai departe. De magistrală. Da. Și el nu a făcut nicio investiție. Ce investiții să facă pe creditul asociației? Cum avem pretenția? Ca condițiile în care noi am împrumutat niște bani de la Deutsche Bank, vreo 80 și ceva de milioane de euro. Da? 85, mai exact. Da? O societate comercială, fie și a statului, să continue o investiție în condițiile în care tu gestionezi acești bani. Tu gestionezi TVA-ul din aceste tranzacții. Ecotem Gaz, firma care... Ca să zic și așa mai departe. Bun, aceasta a fost soluția. Eu, dacă mă întrebați pe mine, eu spun că a greșit domnul Flutur în relația cu acest proiect. Probabil dacă avea o atitudine, domnul Flutur, față de acest proiect, așa cum a avut-o PSD, față de subiectul centura Sucevei, probabil ar fi fost altele rezultatele acum. Dacă nu ar fi preluat proiectul, așa cum l-a preluat,
Și, și l-a continuat încercând cum l-a continuat. Încercând să găsească o soluție. Încercând să găsească o soluție, a greșit. Domnul Mărza are dreptate. Trebuia să uite de el. Flutur este vinovat. Trebuia să uite de el, să-l lase în forma în care era, în care l-a găsit cu mâna. Da, pentru că soluția tot PSD-ul n-a dat-o. Dar în momentul în care a preluat proiectul șosea de centură, trebuia blocat, anchetă, la pușcărie, cine e demers, la pușcărie dacă e demers la pușcărie, dacă nu, statul român capitalist să preia creditul și să meargă mai departe și să deblocăm situația. Dar, știu, spre exemplu... Dar încercând să meargă, îmi cer scuze, mai să mă chidea, încercând să continuă acest proiect, domnul Flutur a devenit complice pe acest subiect. Îmi pare foarte rău, dar și dumnealui la un moment dat va trebui să răspundă pe aceasta. Mai mult decât atât, pe tema asta a banilor împrumutați, 85, spuneam, de milioane de euro s-au împrumutat, bani foarte mulți. Trebuie să știți, dragii mei, că împrumutul ăsta a fost făcut cu garanție guvernamentale, ba mai mult decât atât, cu o perioadă de grație de vreo 5 ani, dar se întinde pe 25 de ani și la sfârșitul celor 25 de ani o să constatați că județul Suceava, Gabriel Mârza, Cătălin Nechifor, trebuie foarte clar, adică să nu uitați, nu trebuie uitată povestea asta. Pe vremea când se vorbea despre utilități și mediul la standarde europene, Cătălin Nechifor, președintele actual al PSD-ului și al Consiliului Județean, conducea o echipă care dezvolta proiecte europene în cadrul Consiliului Județean. Pe atunci era subalternul lui Mârza. Dar e foarte important de știut și să nu uităm. Tot acest proiect va, la sfârșitul perioadei de 25 de ani, va umfla buzunarele celor de la banca care a făcut chestia asta și care acum noi din, era Deutsche Bank, mi se pare, înainte, acum e ceva de până Anglia, că nu știu ce combinații au făcut băncile între ele, da? Că astea e băncile, dar la urmă nu o să mai fie 85, o să fie 250 de milioane. Practic atâta dăm noi înapoi, știi? Adică luăm 85, ne-am bătut joc de ei, niște șmenuri pe la ecotermuri, pe la gazuri, pe la nu știu ce, nu s-a întâmplat nimic. Câmpul Lungul plătește de rupe pământul... Nu putem vorbi numai un pic. Nu putem vorbi de șmenuri. Dar noi cei de la săptămânalul de Rădăuți, încă în perioada în care s-a desfășurat acest proiect, chiar la Rădăuți, spuneam, Rădăuțul fiind singura localitate care a beneficiat de acest serviciu 100%, la 100%, nu chiar 100%, dar și-a reabilitat rețeaua de termoficare a municipiului. O parte din cheltuielile cu noua centrală termică au fost acoperite din acest proiect, diferența fiind acoperite de servicii comunale printr-un credit. Urmărind derularea acestui proiect, am avut și noi tot felul de semne de întrebare. Au fost oameni care au pus tot felul de întrebări. Au fost oameni care au sesizat instituțiile abilitate să dezvolte o anchetă în această zonă. Ori rezultatele de fiecare dată, așa cum observa și domnul Mârza la întâlnire, au fost toate cu neînceperea urmăririi penale. Deci nu putem vorbi în acest moment despre acțiuni ilegale, pentru că acestea nu au fost probate de nimeni. Dar dacă într-adevăr cineva are suspiciuni cu privire la modul în care s-au derulat aceste lucruri, încă nu toate sunt în termen de prescriere, da? Încă suntem în atât timp cât proiectul este în derulare, termenul de prescriere încă se prelungește, să spunem așa. Dar dacă într-adevăr există și aici independent primarii care se consideră nevinovați, dacă cineva crede cu adevărat că sunt probleme, cred că aceasta este singura soluție legală pe care trebuie să o încurajăm. Nu? Nu pot discuta despre nimeni, despre o vinovăție a cuiva. Nu pot să spun că s-au făcut matrapalzâcuri. Noi putem observa doar că sunt localități care plătesc fără să beneficieze de nimic. Noi putem observa doar că s-a luat un împrumut de 85 de milioane și se vor plăti 250 de milioane. Noi putem observa că în cârca statului român se pune un credit despre care noi, ca observatori neimplicați direct în acest subiect, putem spune că ridică mari semne de întrebare. Da? Că în cârca statului s-au pus niște cheltuieli care nu e obligatoriu să fie și justificate în starea din teren. Pentru ce dăm noi 250 de milioane? Pentru să spunem, Rădăuțiu, da? Un model de succes ok. Rădăuțiu, doar la Rădăuți. Rădăuți, pentru că am mai avut, spre exemplu, lucrarea de la Rădăuți, într-adevăr, costă 250 de milioane sau nu? Deci sunt niște întrebări pe care ar trebui sau nu. Da, sunt niște întrebări pe care ar trebui să și le pună cei care urmăresc astfel de evenimente. Centrala de cogenerare de la Câmpul Lung Moldovenesc, spre exemplu, e gata de câțiva ani, dacă nu mă înșel, și este modernă, extraordinară, dar eficiență zero, pentru că nu face nimic.
făcută în acest proiect. E o chestie, un monument, e un muzeu probabil, va fi în catalogat în categoria celor nu faceți ca ei și bă, probabil că mai devreme sau mai târziu băieții de la PSD vor inventa acolo un pelerinaj la monumentul, la muzeul central de la Câmpul Lung Moldovenesc, dar nu numai Câmpul Lungu, spre exemplu cea de la Siret, la fel de ineficientă pentru că a fost făcută și s-a închis pentru că nu are niciun fel de utilizatori. Doar pentru asta cineva ar trebui să răspundă, pentru că înainte de a face povestea asta, acest proiect și a împrumutat acești bani, ar fi trebuit să existe un studiu de fezabilitate, ar trebui să existe un studiu de oportunitate, merită, nu merită, merita, spre exemplu, să aducem până la Câmpul Lung gazul metan, să facem această centrală de cogenerare sau ce trebuie, merita, nu merita într-o zonă montană. Deci întrebări sunt foarte, foarte multe și probabil pe derularea acestui întreg proiect, cineva ar trebui să se sesizeze și să procedeze în consecință. Și nu vreau să dau numele din trei litere. Instituțiile abilitate au fost de-a lungul timpului sesizate cu diverse aspecte. Spre exemplu că vorbeam de rădăuți la un moment dat și noi astăzi vorbeați despre oportunitate și despre studiul de fezabilitate. Ei bine, una dintre firmele care și-ar fi dorit ca pe banii ei, deci nu cu un credit cu dobândă de 6%, ci pe banii ei, să refacă întreg sistemul de termoficare din rădăuți pe modelul gazului metan, urmând ca toată investiția să și-o recupereze din exploatarea rețelei, da, nu a putut face acest lucru pentru că rădăuțiul tocmai aprobase, Consiliul Local Rădăuți atunci fusese de acord să intre în marele proiect utilități și mediul la standarde europene. Deci de ce să nu facem lucrarea repede și fără costuri, costurile noastre, și eficient, așa, da? Și numai bine plătim dobânzi și costuri pe care ni le gestionează alții. Ei, acea societate care era implicată deja în activitățile de locale de la Rădăuți a sesizat de fiecare dată posibilele nereguli. Ei bine, de fiecare dată s-a dat nu invocat de domnul Mârzacă despre aceste lucruri. Ei, a mai fost și o a treia societate care la Rădăuți a făcut o investiție foarte mare și care avea suficient tabur tehnologic pe care să-l furnizeze în Rădăuți. Acum îl dă în aer pentru jumătate din Rădăuți. Și spunea, domnule, conectat, nici nu trebuie să facem altceva. Bine, v-ați făcut-o, conectați-vă cu noi. Mai facem investiții. Pentru că am venit aici, în Rădăuți, putem să oferim la un preț cu mult mai mic ceva. Nu a fost bine, pentru că, în mod clar... Ce înseamnă preț mai mic, domnul? Ce înseamnă preț mai mic? Adică prețul mai mic nu e... Să vă spun, prețul mai mic, invocat de cineva care gestiona atunci utilități și mediu, ne spunea 60, între 60 și 80 de lei gigacaloria la sfârșitul proiectului. Nu, dar n-are, nu. Avem înregistrările la Rădăuți. Cred. Asta era minciuna de atunci. Așa se spunea. Asta era minciuna. Să știți că am avut atunci consilieri care au fost împotriva acestui proiect. Mai mulți consilieri care Rădăuțiu a fost de acord să intre în acest mare proiect după lungi negocieri cu Consiliul Județean. A fost respins proiectul de mai multe ori. Inclusiv primarul PSD de atunci, Mihai Frunză, s-a opus până în ultimul moment, pentru că își dădea seama ce se întâmplă. Până în ultimul moment. Acesta a fost argumentul principal al celor de la Consiliul Județean. Sunteți împotriva bunăstării localității. Oamenii care plăteau atunci 1.400.000 sau ceva de genul ăsta era prețul gigacaloriei. Sunteți împotriva scăderii prețului la gigacalorie, că la sfârșitul proiectului va fi 60-80 de lei. 80 de lei, am spus noi atunci. Bine, ok. De la 80 la 180 și cât e gigacaloria acum la Rădăuți, nu? Nu, e 230. 230. Da, e subvenționată până la 180. Ei, la noi la Suceava va fi 230 și va fi nesubvenționată partea asta cu 230, adică vom avea cea mai ieftină din țară și asta și-a dorit marele gânditor, spuneam, de la Hamangia, de la Cașvana, e vorba de Gavril Mârza și spune el că îl citez, da? Ci că am avut o idee bună pentru ca în Suceava să fie conducte de gaz și gigacalorie ieftină. Super! Ai avut o idee minunată! Deci puneți la minunată și într-o parte și alta foarte multe ghilimele, pentru că ideea asta, Toșu Mârza, a nenorocit 61 de localități pe care dumneavoastră astăzi, nu, pe baza lor ați câștigat alegeri, ați ajuns în parlamente, ați prins tot felul de demnități, nu numai Toșu Mârza, nu, toți cei de pe lângă el, așa. Și acum e ceva de genul cartoful fierbinte, șerbinte, și facem cu el? Aruncă-l, frate, dar nu-l ținem pal, nu, vrei să faci bieșici?
Bă, dar cum? O să luăm publicitate, dar ne întoarcem pentru că mai avem de povestit și sunt câteva lucruri interesante. O să vedeți tot așa despre autorizație, mai discutăm dacă se mai fac sau nu se mai fac despre certificate de urbanism, soluții pentru rădăuți, pentru că există și acolo soluții, probabil sau nu, dar vom discuta și de ele, vom discuta și de Suceava, ce se întâmplă și în Suceava, sau mă rog, dacă se mai întâmplă ceva în Suceava, vedem, discutăm toate astea după un pic de publicitate, revenim. Da, avem câteva titluri interesante astăzi în presă pe care putem să le dezvoltăm și chiar o să o și facem, pentru că sunt titluri despre care am mai discutat, sunt titluri despre care merită să discutăm. O să începem cu săptămâna lui de Rădăuți, Florin, și o să spunem și, dragii mei, o să spunem despre Consiliul Județean care nu va semna niciun certificat de urbanism sau autorizație de construcție la Rădăuți. Și de ce? Pentru că în pagina a treia din săptămână aflăm prin de la secretarul județului, Petru Tănasă, că a primit un nou răspuns de la Ministerul Dezvoltării Regionale după ce a solicitat lui Măric privire la formularul F3 și dacă acesta ar putea fi semnat de secretarul primăriei. Potrivit lui Tănasă, formularul nu poate fi semnat de secretar și de nicio altă persoană, iar în cazul în care certificatele de urbanism sau autorizație de construcție ar fi emise fără acel formular, acestea devin nule de drept. Pe care de consecință se caută în continuare soluții, avem nevoie de primar. Habemus papa, nu bun, habemus. Ca să legăm, dacă doriți, subiectul strângem de la Rădăuți, unde lipsa unei autorități autentice creează probleme pe care noi nici măcar nu le putem bănui. Și subiectul dinainte, referitor la ce s-a întâmplat la PSD. PSD care în aceste momente, trebuie să nu uităm, este la putere, are un guvern, are o majoritate în Parlament. Și eu m-am bucurat, v-am mai spus și o repet, eu m-am bucurat când l-am văzut pe domnul Nechifor dintr-o dată extrem de vocal. Da, sunt vreo două săptămâni de când domnul Nechifor este extrem de vocal în relația cu propriul partid, în relația cu cei din opoziție. Se apropie alegerile. Și m-am bucurat pentru că mă aștept la domnul Nechifor să fie la fel de vocal și în relația cu fostul său șef de partid, cu domnul Ponta, cu viitorul său șef de partid, domnul Dragnea, și pe subiectul Rădăuți, și să le explice acestor oameni că dacă vor avea aceeași atitudine față de Rădăuți, în continuare, ideea însăși de democrație, ideea sau modul prin care acești oameni au ajuns la putere, la frâiele puterii, se va duce pe râpă. Să le explice acestor oameni că o localitate are nevoie de autorități rezultate în urma alegerilor. Că nu poți să numești pur și simplu o persoană la conducerea unei localități, mai ales ca în situația noastră, a căror competențe sunt puse la îndoială din prima zi, în sensul că a picat examenul pentru funcția pe care o ocupă acum. Da? Nu poți să faci absolut nimic într-o democrație fără alegeri. Și de asta spun, mă aștept ca domnul Nechifor, dintr-o dată mult mai vocal, mult mai argumentativ, dacă doriți, să le spună celor două persoane, pe de o parte fostului șef de partid, încă actualul premier al României, domnul Ponta, că singura soluție pentru rezolvarea problemei de la Rădăuți este organizarea alegerilor parțiale. Cine s-o fac asta? Domnul Nechifor, pe care l-am văzut vocal în ultimele două săptămâni. Domnul Nechifor, dacă nu înțelege că acest gen de subiect erodează partidul, deci, pe care îl conduce. Domnul Nechifor nu asta va face. Îi va crea va mari probleme. Va căuta vinovat și va spune nu noi, pe principiul utilități și mediu. Nu noi, cine? Alții! Eu recunosc în situația de la Rădăuți, Olărean și opoziția sunt vinovați. Olărean este vinovat că a făcut ce a făcut ca să fie legat. Consilierii PDL au lipsit de la ședințele care au dus la dizolvarea Consiliului Local. O spun eu, nu trebuie să o mai spună dumnealui. Dar așteptăm soluția totuși, dar, bine, nu? Oamenii ăștia, pentru greșelile făcute, plătesc. Unul a stat în pușcărie nu știu cât timp și așteaptă judecata acum să mai steie dacă este vinovat. Ceilalți au pierdut funcțiile ca și sancțiune, după cum spune legea administrației publice locale. Nu te-ai prezentat la două ședințe consecutiv, îți pierzi mandatul. Și au pierdut mandatul, deci ei au fost sancționați. Oamenii ăștia au fost sancționați pentru ceea ce au făcut.
urmează acțiunile dumneavoastră. Legea spune că trebuia să organizați alegeri parțiale. Nu le-ați organizat. Nu l-am văzut, târziu. Nu l-am văzut deloc vehement, spre exemplu, nu? Ca să facem așa, în contrapartid, okay. Așa să punem. Să spunem, l-am văzut foarte supărat la reacția lui Brăduța Vrămia de la Forești și a zis, bă, mă duc la prefect și dau cu el de toți pereții. Nu chiar așa, adică, dar i-a spus că merge la Arasiv și este, povestește. Este o reacție dacă normală, fost, îmi place. Dacă n-a fost la Rădăuți povestea cu 17 mai propusă atunci de Constantin Arasiv, nu l-am văzut să aibă niciun fel de reacție, măcar ca și președinte de Consiliul Județean să spună, bă, avem o problemă, hai să o rezolvăm la nivel administrativ și mă duc eu mă la Ponta și fac eu vreo două smete din astea că nu mai ca să găsească o soluție. Bun, au încercat oamenii să găsească, da, relația cu Consiliul Județean numai puțin. Nu mă satisface, adică nu relația cu Consiliul Județean a funcționat până la un anumit nivel, dar în sensul că au încercat să externalizeze cei de la Rădău serviciu de autorizare a construcțiilor și a eliberare a certificatelor de urbanism către o instituție prietenă, numai puțin. Dar nici cei de acolo nu și-au putut permite să calce legea în picioare. Vorbim despre oameni, despre juriști cu o experiență importantă, oameni care țin foarte mult la libertatea lor în primul rând, pentru că abuzul în serviciu se pedepsește în România cu închisoare. Da. Numai puțin. Știu ce mă gândeam, dacă totuși spunea că merge și-l ia la zmete, să-l zmetuiască un picuț pe prefect, pentru că și-a permis la tot să nu încalce legea, în sensul că acele hotărâri de Consiliul Local, care îl nemulțumesc pe Avrămia, da? Pe Brăduț. Deci, păi da, du-te la tine, spre exemplu, un Consiliu Județean și trebuia să-l ia pe secretarul județului, pe Tănase, care este practic secretarul, na, și este subalternul domniei sale, și să spună, băi, ne ia secretarul. Băi, dar treaba la Rădăuții, adică lasă-mă F3-ul ăla, mă. Ce suntem numai la Formula 3? La Formula 1? Ce suntem numai? Avioane cu reacție? Bă, dar nu vreau, bă, adică eu sunt și la lege nu e egală pentru toți și faceți cum vreau eu. Okay, adică vreau să se implice, eu asta spun. Dar povestea asta... Eu mă bucur că domnul președinte al Consiliului Județean are reacție. În cazul domnului Avrămie, da? Este extrem de supărat. Și mă bucur că sunt stimuli care îl determină pe domnul președinte să reacționeze într-un fel anume. Eu sper ca și acest subiect al Rădăuților să-l stimuleze atât de mult încât când va ajunge și va sta de vorbă cu fostul lui șef de partid, cu actualul lui șef pe linie de partid, să aibă aceeași determinare și aceeași pornire încât să le explice acelor oameni. Vedeți că aveți un precedent la Rădăuți care poate crea probleme mari în final. Ce-a fost? Nu știm. La un moment dat, bombe de genul ăsta, gen Rădăuți, pot exploda undeva. Pentru că nu se poate. Vorbim soluția despre pe care vor găsi, din păcate spun eu și o spun, soluția pe care o vor găsi va fi să arunce mâța, motanul. Nu vor găsi o soluție care să deblocheze orașul, pentru că, trebuie să o spunem, aprilie, anul de grație 2015, a apărut această poveste. Un guvern PSD de la București, 70% în Parlament, înseamnă așa, aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie. Deci jumătate de an. În jumătate de an, tu nu găsești o soluție administrativă și o pasezi de la unul la celălalt. Nu-i la mine, nu-i, știi, cu sâta. Sâta nu-i la mine, sâta e lacul Mătră. Sâta nu-i la mine, sâta nu-i la mine, lacul, știi? Bă, dar mă lași? Mă interesează mai puțin. Disputa politică, putem asta o facem noi. Așa, dimineață, acum, tu ia decizii administrative și rezolvă problema la Rădăuți. Când nu-i rezolvat? Acum, trebuie să nu uităm încă un lucru. Urmează luna octombrie, urmează probleme mari la spitalul din Rădăuți. Acolo nu vor mai putea fi plătite salarii, din câte am înțeles, în luna octombrie. Profesorii din Rădăuți au acolo probleme. Acolo se prevalează de o decizie a lui Olărean la Rădăuți. Da. Și spune ceva de genul, e bună aia lui Olărean care, băi, tată, de ce vorbim, mă? Profesorii din Rădăuți au o problemă foarte mare. Nu în sensul că nu-și pot lua banii câștigați în instanță, diferențele salariale. Sunt bani frumoși, oamenii aveau nevoie acum toamna să-și cumpere diverse lucruri. Banii erau sunt în bugetul Rădăuților. Nu sunt. Au fost repartizați la Consiliul Județean, dar nu există forma legală ca bugetul să fie rectificat și banii să ajungă la acești oameni. De altfel, noi în săptămânalul de Rădăuți, în această săptămână, vorbim despre reacția extrem de hotărât a sindicaliștilor din învățământul sucevean prin vocea domnului Șorodoc, o voce care întotdeauna a contat când a fost vorba de relația între administrație și corpul profesional și auxiliar din învățământ. Oameni care își văd interesele afectate
calamitate extrem de grav și nu au o perspectivă în timp de rezolvare a problemei, că toți îmi spuneam, am vorbit cu mulți din Radio, care îmi spuneam, dacă aș ști că luna viitoare, peste două luni, peste cinci luni, se rezolvă problema, îmi aranjez într-așa fel lucrurile încât atunci să rezolvăm problema. Dar eu nu știu, astăzi îmi vine cu soluția asta Consiliul Județean. Gândiți-vă la oamenii, cei vreo 400 și ceva de oameni care aveau depuse la primăria Rădăuți cereri pentru autorizare de construcții și eliberare de certificate de urbanism, care după ce au aflat vestea că trebuie să meargă la Consiliul Județean, au mai pierdut timp și bani, îmi cer scuze, pentru a reface toate aceste cereri. Adresate, are depune din nou ca să primească același răspuns, nu se poate. Că nu se poate, pe de o parte. Apoi, ce facem cu medicii de la Rădăuți, cu tot spitalul, dacă doriți, pentru că depinde de bugetul rădăuților. Spuneam, nu mai vorbesc despre cei din primărie, că din câte îmi dau seama, oamenii și-au rezolvat. Eu aș fi așteptat o soluție din partea celor care administrează primăria, ca în situații de acest gen, ca în orice firmă privată, să mai dai în șomaș tehnic niște oameni. Pentru ce sunt ținuți cei de la urbanismul Rădăuți? Firmă privată nu, încurcăm borcanele, nu. Deci haideți să nu ne încurcăm. Noi grăim aici unde lucrăm, la stat. Așa, deci orice firmă privată, dar în situații în care nu ai activitate, îți dai în șomaș tehnic oamenii. Ce caută cei de la urbanism acolo? Ce fac pentru ce și au salarii? O gestionează, în fiecare zi, trimit statistici, gestionează și numărul dosarele. Câte dosare pentru certificate de urbanism avem? Zilele municipiului și zilele municipiului și ne îmbrăcăm cu cravată cu tricolor și spunem că vom candida pentru că avem cele mai mari șanse, nu? Ca să fim de domnul Gabri, el cum se mai discutăm. Nu contează. Arhanghelul Rădăuților. Nu are sens. Florin. Deci, am văzut acum partidele politice, toate se mobilizează, să găsească candidați și așa mai departe. Rădăuți, unii zic că vor face nu știu ce, alții nu știu ce, toată lumea face sondaje, dar până la urmă ar trebui să știm despre ce vorbim. Am văzut o idee a celor de la PNL care vorbesc despre un candidat, un potențial candidat în persoana lui Cătălin Miron, de la Rădăuți ca și candidat la alegerile din 2016. Bun, mai au de lucrat un pic, să spunem, în interiorul partidului, dar e o idee. Da, nu a fost o surpriză pentru noi cei care urmărim ce se întâmplă în politica locală. Noi știam despre intențiile domnului Miron de a se implica în zona politică. Dumnezeu a stat... N-a făcut politică, asta nu este... Nu a făcut politică, dar a stat undeva la limita dintre politic și activitatea privată pe care o desfășoară. Sincer, eu nu-l vedeam intrând atât de activ în zona asta politică și cu atâta determinare cum îl văd în ultimele zile. Eu cunoscându-l ca un om care de fiecare dată a reușit să gestioneze crizele foarte bine, în sensul că meseria pe care o avea l-a obligat să găsească soluții pentru a gestiona întotdeauna crizele care apar între diverse entități. Poate fi o soluție bună pentru Rădăuți. Rădăuțul este într-o situație de criză. Clar. Deci nu, dacă discutăm din acest punct de vedere, propunerea PNL-ului probabil și pe acest se pliază și pe acest considerent, în sensul că, în mod clar, cine va câștiga primăria Rădăuți are o problemă foarte mare. Pentru că, dincolo de problemele curente pe care le are, trebuie să rezolve tot ce s-a întâmplat în ultimele luni de vid, de putere. Pentru că întotdeauna vidul de putere determină tot felul de persoane să devină extrem de fericite. Da. Să fie extrem de fericite. Dar așa cum spuneam, ca și la celelalte partide, și în PNL există o competiție internă. Domnul Cătălin Miron își va prezenta probabil prima dată în fața colegilor care sunt argumente dumnealui pentru a fi ales în primul rând de către colegi candidat. Apoi sunt convins că va avea capacitatea să comunice cu electoratul din Rădăuți, astfel încât să spună dacă într-adevăr este persoana potrivită pentru această funcție. Eu pot doar atât să observ că Cătălin Miron este, dacă doriți, noutatea politicii rădăuțene. Și eu mă aștept ca în această perioadă oameni care nu au avut de-a face cu politicul, oamenii care nu au avut de-a face cu ce s-a întâmplat în politica rădăuțeană în ultimii ani, să acceseze sau să încerce să acceseze funcții publice ca alternativă la tot ce s-a întâmplat. Să aducă un alt suflu, un suflu nou, să aducă, nu știu, prospețime, pentru că până la urmă asta își doresc partidele, asta ne dorim. Iar o competiție între vechi și noi nu poate să genereze decât soluții altele decât cele pe care le-am văzut până acum.
Eu nu pot decât să încurajez tocmai ce spuneam, tinerii, cei care au acces la tot felul de soluții, da? Oameni care au făcut un business, oameni care au avut succes în business, oameni care au avut succes în administrație, nu e obligatoriu, da? Au demonstrat performanță inclusiv în această zonă, să încerce să vină cu soluții pentru comunitate. Dar să nu uităm, baza democrației o reprezintă alegerile. Alegerile, corect. Degeaba discutăm noi despre candidați mai buni sau mai puțin buni, dacă inclusiv dreptul de a ne alege reprezentanții ne este refuzat, pe motive pe care eu încă nu le înțeleg. De ce credeți că nu se organizează alegerile parțiale la probabil, eu probabil. Eu am să-mi asum și am să spun, nu se organizează alegerile la Rădăuță pentru că nu se dorește, în primul rând, pentru că pentru PSD este probabil problematic în toată povestea asta acum să facă alegeri acum, pentru că un scor prost atrage după sine și ce se va întâmpla la alegerile firește, la alegerile nu la parțiale, la celelalte din iunie 2016 și la cele generale, și atunci nimeni nu vrea să cuantifice la modul ăsta. Nimeni, mă refer din cei care sunt astăzi la putere. Și ceva de genul, las-o bă că merge așa. Acum, părerea mea, noi nici nu facem noi scandal, dar lucrurile sunt cumva oarecum controlate, așa că vom vedea ce se va întâmpla. Cert este că pentru Rădăuți, zic eu, la capitolul oameni noi care își doresc să participe în această competiție, un lucru bun, Doamne ajută, de ce nu? Rădăuțenii au la ce să gândi de acum încolo vis-a-vis de prospețimea în politică. Poate oameni care n-au făcut politică neapărat și care vin dintr-o zonă privată și acolo au arătat că se poate, poate sunt o soluție pentru Rădăuți. Și asta vorbim pe prisma alegerilor. Dar vom vedea. Hai să vedem că mai avem niște titluri și să apucăm să le trecem. Dă povestea asta cu Transgazer, dacă ar trebui să facem emisiuni pe povestea asta, știi? Pentru că încerci să o pasezi și folosești sintagmă, zice Nichifor cere guvernului, adică lui Ponta, după 3 ani de guvern Ponta, să reanalizeze hotărârea guvernului Boc, că de fapt de ce spui? Când spui Boc, te gândești la ce? Pensii, salarii, încolo, încolo-i dus, da? De a transfera gratuit conductele de gaz către Transgaz. Băi, deci domnul Cătălin, dau un exemplu așa, la ăia la care n-a ajuns conducta, aveți impresia că n-a ajuns din cauza Transgazului? N-a ajuns din cauza dumneavoastră. Care ați gestionat prost proiectul și l-ați făcut prost. La Ipotești, spre exemplu, că plătește bănuți pe chestia asta la utilități și mediu, are vreo legătură conducta asta cu Transgazul și cu faptul că plătește bani? Vă spun eu, nu. Care e de fapt chestia cu mesajul? Mesajul evident unul politic. De transferat și de dus în altă parte. Pentru că la un moment dat el apare și spune a, păi ăștia vin și fac și direct și mai departe și cu mesajul ăsta iar vor să vină să facă ce? Pensiile și salariile, zbătai. Deci asta e tot mesajul. Nimic altceva. Pentru electorat. Din păcate au dus-o la modul ăsta. Hai să vedem despre cuplurile, cele peste 1000 de cupluri care au împlinit 50 de ani de căsătorie, au sărbătorit nunta de aur la sediul primăriei Suceava. Un alt prilej pentru primar, evident, de a se evidenția și, bineînțeles, de a-și pregăti și el nunta de aur. Numai când, când o să fie cu nunta de aur la domniei sale, o să fie oficiată de el, ore? Că nu, că povestea asta, că am auzit că ceva se pregătește omul ca în 2017, nu? Să aprindă lumina la primărie, nu? Să aducă lumina la primărie. Sau, mă rog, lumina în Suceava, în 2017, să fie tot a lui. Cum, dragii mei, sușeveni, ca să zic așa, să fiu, cum de asta ne pregătim noi? Pi buni? Pirelli, nu alea scauciucuri. Pi buni, întreb. Hai, vai, bă, băiatul, de ce să mai... Aduceți o performanță greu de egalat l-a fost marcată la fine săptămâni trecute când zeci de cupluri care au reușit să petreacă împreună 50 de ani de căsnicie au fost sărbătorite la sediul primăriei Suceava în sala de ședințe. Încercăm prin acest gest să aducem o minimă recunoștință dumneavoastră, o rază de soare în suflet, chiar dacă astăzi afară este o zi mohorâtă. De când am demarat acest proiect în urmă cu 11 ani, până acum am ajuns la cifra de 1013 familii sărbătorite la împlinirea celor 50 de ani de căsătorie și erau aici... Discutăm despre o ceremonie pentru peste 1000 de familii din Suceava și dumneavoastră îmi spuneți că primarul nu este hotărât să candideze din nou? Evident. A, nu, dar n-am spus că nu. Eu am spus ce ne facem, că adică tot el în 2017.
Adică, în opinia lui. Păi am avut o reacție. Săptămâna trecută a fost o ședință de consiliu local, nu? Și era ceva de genul, bă, aveți grijă. Alo! Aveți grijă, băieții? Că tot eu fac lista. Și după aia, vis-a-vis de viceprimar, De viceprimarul Harasim. Eu am mai povestit reacția, dar acolo... Nu, Harșovski. Harșovski, așa, Harasim e celălalt. Prefectul. Scuze, da, așa. Am avut o senzație de deja vu, pentru că la Rădăuță am mai avut o situație de genul ăsta când primarul de atunci, Mihai Frunză, și viceprimarul de atunci, Ilie Sarcinski, aveau o relație asemănătoare. Adică omul ăsta, Ilie Sarcinski, a crezut 3 ani la rând că el va fi următorul candidat al PSD, mai ales că avea și calitatea de președinte al PSD Rădăuți în acea perioadă și bineînțeles că primea toate asigurările de la primarul Nesercitii de atunci. Da. Iliuță tu, dar cine altcineva? Iliuță tu, este celebră. Dar vezi că eu sunt bătrân, nu mai pot. Vorba cu Iliuță tu, numai că la 2 săptămâni înainte de desemnarea candidatului, avea Iliuță, dar înțelegi, a venit domnul Mârza și așa de mult m-a rugat să candidez eu că n-am ce face. Dar lasă că tutura viitoare. De asta am avut exact aceleași bucle ale domnului Lungu cu ale domnului primar Frunză. Aceleași acțiuni ale domnului primar Frunză din acea perioadă care a asfaltat tot orașul după Utilități și Mediu. Când credea că va lua cu mult peste contracandidatul tău. Când a luat-o, în sensul că a luat-o pe Cocoașă. Au fost cele câteva voturi, sub 10. Care au făcut diferența la Rădăuți în acea perioadă. De asta spun, am avut când l-am văzut cu degetul îndreptat spre tânărul. Dar nu avem nicio îndoială. Aș putea spune chiar imberbul Harșovski. Dar am văzut exact aceeași imagine de la Rădăuți de acum câțiva ani și mă gândeam, Iliuță, tu! Da. Nu, deci nu s-a pus problema că... ca să candideze Harșovski, dar e ceva de genul, ai de grijă că s-ar putea ca eu să fac listele și nu mai fi viceprimar. Cam asta era reacția, știi? Ai de grijă ce faci până atunci. Ideea este că a dat asigurări peste tot. Nu mai candidează, nu mai vrea, numai că eu, dragi mei. Hai, vă spun eu. Deci, cu toate, noi suntem recunoscuți și că faptul că de dimineață facem tocănița asta de așa, la care participăm și punem ingrediente, punem așa mai departe, gen Lungu, Nichifor și așa mai departe, adică suntem recunoscuți că se uită, ne privesc și, bineînțeles, ne adoară, ca să spun, că tot vin sărbătorile de iarnă. Despre ce e vorba? Ca să fim cu cărțile pe față așa. E la începutul mandatului, după ce a spus, bă, am dezbrăcat haina politică, nu mai vreau, m-am lăsat de politică, nu mai fac politică, am ieșit din PDL pe atunci, fac administrație, ultimul meu mandat, nu mai vreau, deci am făcut, stat 3 mandate, al treilea, domne, am rezolvat, am făcut, am dat Suceava cu josul în sus, mi-am propus chestia asta, n-o să mai trebuiască, adio, primărie. Da, au trecut, bă, și... Dar pe modelul Mârza, da, dacă vine și îl luat așa de frumos, nu te populația, suflet, dar nu-i, nu, îți dai seama, peste 1000 de familii care au trecut domnul acolo. Domnul primar, unde pleci? Îl vor ruga, cum să pleci? Deci e o piesă de aia, știi? A? Dacă pleci, eu cui rămân? Cui am să rămân? Băi, după ai, unde te duci? Înțelegi? Da, și nu poate, domnul primar, problemă, nu poate, frate, să nu răspundă solicitărilor. Pozitiv, solicitărilor. Bă, dacă vin, dacă oamenii, odată te roagă oamenii, o altă dată n-ai cui să lași. Bă, și ai proiectele alea de suflet, bă, cu care te smergi mai departe. Băi, cu sufletul ce faci? Acum cu bunicul a rezolvat-o, că te tire săracul, când e pe stânga, când pe dreapta, când e cu fața jos, când e sus, când pe lateral, când, mă rog. E? Întrebarea este, cine? Ca pe... Adică cine îl ia? Gurile rele, dar vorbim între noi așa, nu, să n-audă nimeni. Zic că e la PSD, dar nu. Că iar e treaba cu bunicul. Ce faci cu bunicul? Când ați spus întrebarea asta, săracul cine îl ia? Principiu spune, Ioane, hotărăște-te! Înțelegi? Deci am... cine îl ia? Poftiți? Eu am rămas, eu încă nu am procesat bine răspunsul la întrebarea cine îl ia. Cum îl ia? De luat îl ia. Problema este că îl ia când? Cu zestri, cu alea, cu ia. Sau când îl ia, sau cum? Nu, îl ia, dar când îl ia. Nu știm nici noi, nu știm nici el. Am avut săptămâna trecută o întrebare, sau am avut chiar un răcnet de aici, am spus că ne mobilizăm noi, întrebarea sau răcnetul a fost, ursule! Cum e cu ursul? Domnul prefect Harasim, așa, care s-a conduce mobilizat instituția prefectului, să zic așa, dădea asigurări, s-a mobilizat, au venit trupele NATO, au venit la Putin ajutor, cred că și din Franța a venit legiunea străină, un pic, băi, toată lumea s-a mobilizat, un urs pe care l-au văzut toți. Bă, au dat toate canalele de știri. Bă, ursul, păcălit de vulpe, habar n-ai nu știu de unde. Deci, cum ăsta este nivelul competenței cu in în față
al autorității decât de la Suceava. Să știți, prima greșeală noastră a apărut în momentul în care ați vorbit despre Putin. De fapt, s-a citit greșit mesajul. Acolo era puțin ajutor, nu a, Putin ajutor. Da. Deci era cu țâu, trebuia na... Deci nu de acolo, cât despre urs, toată lumea l-a văzut, l-a prezentat. În afară de autorități. Autoritățile, Mogâldeața. Deci scuzele n-au și venit. Gata, nu? Șeful a rămas șef. Treaba mai bună. Băi, deci nu-i frumos în Suceava asta? Primar avem, Piveș, dar nu mai grăiță, să vă mai aud că mai... Uite, vestea bună vine acum. În pagina 4 din monitorul, cu sabia deasupra. Gata, sabia deasupra, că suntem noi ISIS. Termica amenință că de la miezul nopții nu va mai furniza apă caldă în oraș. Suceava, liniștește-te. Am avut urs, am stat fără apă, am stat fără căldură. Bă, dacă ne întorcem înapoi cu 27 de ani, acum așa ar să fie. Și plus de asta, Bașca... O să mai avem bine chestia de suflet, o facem neapărat. Bă, dar cu ce să faci? Deci, nu, dar pe bun întreb acum. Cu ce proiect să vii în fața cetățeanului? Pui proiectul căldură. Băi, ca pâinea. Deci, dacă e căldură și apă caldă, treaba e rezolvată. Mai găsești câini bagabonzi, mai nu știu ce, mai niște asfalt, mai tor, mai faci. Deci, cui să-l lași, băi, municipiul ăsta? Cui să-l lași, mă, pe mâna cui, mă? Zice așa, termica prin vocea lichidatorului judiciar a anunțat că șansele, ăsta e Marinoiu, cred că, nu? Marinică Marinoiu, așa-l cheamă, dacă nu mă așel, nu? Băi, un alt Marinică, bă, ăsta e blestemul Marinică pe Suceava, bă, frate, bă. Când e pe Suceava și pe Rădăuță, mă. Da. Uitați-vă, deja un subiect deci... comun între cele două localități. Marinic. Deci, spuneam Marinoiu, că așa-l cheamă, da? Sau Marin Marinoiu, mă rog, ceva de genul ăsta. Noi l-am alintat. Dacă lichidatorul judiciar și conducerea primăriei nu se pun de acord începând de la miezul nopții, apa caldă va înceta să mai curgă la românețe sucevenilor, racordați la sistemul centralizat, măsura asistării apei calde va afecta 18.000 de consumatori, ceea ce înseamnă că mai bine de jumătate din populația orașului se va întoarce în evul mediu. Singura soluție pentru o baie decentă va fi clasicul aragaz de la care, pe care se vor găsi oalele cu apă, care va ajunge înapoi în Ligian sau în apa Sucevei. În adresa trimisă vineri, băi, de vezi, dacă făcea chestia aia cu apa Sucevei, cu telegondola, cu aia, cu... Băi, frate, nu aveam nicio problemă acum, bă, din telegondolă, frumos, pac, în bazin, apă, făceai alea, și băi, mergeai la slujbă. Nu la slujba de dimineață, mergeai la slujbă în sensul la servici. Deci lichidatorul și-a motivat ultimatumul care poate lăsa orașul fără apă caldă. Cauri mere, spune lichidatorul. A ritmului foarte scăzut de încasarea sumelor datorate de beneficiarii noștri în principal asociație de proprietari de municipiu, dar și anii încasării nici măcar parțial a sumei prevăzute în HCL 221/2015, ne obligă să dăm curs notificării transmisiei și să asistăm serviciile de transport, distribuție și furnizare energiei termice, începând cu data de 29 septembrie, ora 0, spune lichidatorul. Datoriile către termică au crescut, primarul, bă, zice, nu zice nimic. Da, ce trebuie acum? Băi, acum discutăm de apă caldă, de căldură. Băi, lasă, acum vorbim. Bă, vorbim în campanie electorală, mă. Acum ce să grăim acum? Acum, dragi șeveni, asta e situația. E o situație grea, n-am făcut-o eu. Lichidatorii, termica, oricine, altcineva, n-am creat-o eu. Eu am vrut să fac și bine. Și m-am gândit numai ca și bine. Și uite că m-am gândit să fie bine și chiar este bine. De la 185 la 230, nu? Cum n-ar să fie bine? Ar să fie foarte bine. Noi trebuie să ținem minte subiectul. Pentru că sunt convins că în lunile următoare vom mai discuta despre întreruperea căldurii de data aceasta și a apei calde, că nu va mai fi subiectul termica. La un moment dat nu va mai fi subiectul termica pentru că acesta este mersul juridic, dacă doriți. Da? Dar tema trebuie să o ținem minte pentru că este vorba de plata acestor servicii. Termică invocă un cuantum important al datoriei. Da? De altfel, în falimentarea sistemului centralizat de termoficare din Suceava, componenta aceasta a plății serviciilor a avut o importanță deosebită. Da? Vorbim despre multe persoane care înțeleg că nu își achită sumele pe care le datorează. Bineînțeles, când vorbești de o relație cu o societate care și-a dat deja o ștescul sfârșit, inclusiv din punct de vedere juridic, probabil reacția oamenilor este într-un fel sau altul de înțeles. Da? Nu mai merg să dau bani acolo pentru că oricum ea și așa mai departe. Nu mai sunt, da. Dar un obicei creat în această zonă va crea mari, spun eu, probleme în viitor apropiat, pentru că în mod clar atât Bioenergy cât și firma care va asigura transportul energiei termice în Suceava nu vor mai fi dispuse
să răspundă la apelurile sociale, dacă doriți, ale primăriei, în sensul că vor acționa pe toate căile să recupereze banii pentru serviciile furnizate. S-a mai întâmplat și iarna trecută și probabil vom auzi destul de des mesaje de acest gen, în sensul că vom opri dacă nu. Aici eu am mai spus, probabil rolul contractelor individuale va fi extrem de important. Și rolul providențial, v-ați gândit, domnul Cotos, v-ați gândit la rolul providențial al primarului care va veni și va rezolva această în favoarea suceveanului și va spune: eu am făcut posibil așa. Și așa, să știți că este chiar un mare adevăr, pentru că atât timp cât marja din pixul primarului, indiferent care ar fi acesta, este atât de mare, și mă refer la valoarea subvenției, de fapt este adevărul. Nu? În momentul în care va veni Bioenergie și va spune: oprim căldura pentru că nu ne-am încasat banii și noi avem de așa, atunci vine pixul și spune: rezolvăm noi. Voilà! N-a putut fi contactat ieri, spune autorul articolului. Primarul Lungu nu a putut fi contactat în cursul zilei de ieri pentru a arăta dacă există modalități prin care să fie evitată o situație total neplăcută pentru locuitorii municipiului Suceava. Noi trebuie să facem doar precizarea. Ieri a fost duminică, mai. Nunt, ceva? Nunt, un botez, o cumatrie, o de asta. Adică, ca să ne înțelegem, adică nu putem să totuși, da? Adică, na. Broșteniu se pare că are problema rezolvată. Pentru că de ce? Subtitlul: opinie clară, cristal, da? Deputatul Cezar Cioată vrea o mână de fier la conducerea primăriei Broșteni. Dar nu cred că nu se vrea pe el, nu la primăria Broșteni. Vrea o mână de fier, adică nu neapărat mâna lui. Sau el e mână de fier. El e cum, Iron Man, nu? Cum era filmul, nu? Iron Man. Și el va fi Iron Hand. Iron Hand, da, Iron Hand. Copreședintele al de Suceava, deputatul Cezar Cioată, este de părere că la Broșteni este nevoie de o mână de administrator pentru a scoate orașul din actuala situație. Ura, 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 coloratura politică. În opinia parlamentarului Sucevean, Valea Bistriței ar putea constitui o atracție turistică extrem de întrebată, iar refacerea drumului național 17B care leagă Broșteni de Vatradone și de Poianateiului creează premisele unei dezvoltări serioase a zonei. O știi și Cătălin Nichifor asta, luați-vă gândul, domnul Cioată, de la așa ceva. Nu se va întâmpla în mandatul Cătălin Nichifor nimic la capitolul drumuri. Absolut nimic. Avem, știi, vă aduceți aminte de povestea aia cu drumul care venea? Deci, era un drum. Discutam noi de autostrăzi, de ce? În parteneriat cu Iașu, da? Băi, deci se făcea un drum, dar nu spun eu drum. Băi, atât de modernizat și de extraordinar și de fabulos și de fabulos, nu fabulos, deci extraordinar drumul de... N-ai văzut. Nu se mai aude nimic de el. L-aș întreba pe Cătălin cel mai Nichifor, președintele Consiliului Județean Suceava, cu parteneriatul și cu semnăturile și alea, Iașu cu bucata lui, Suceava cu bucata lui, și să mai aude. Că noi, eu deja mă vedeam circulând pe drum, pentru că drumul ăla crece și pe Nipotești. Și pe bune spun, am zis: băi, frate... Deci ar să și cu șanturi, cu rigoli, băi, ar să și cu de-alea, cu pavele, băi, ar să, bă, ar să și frumos tare, mă, cu palmieri pe o parte și pe alta, cu flori, cu de-alea, adică era un drum. Eu chiar nu vă pot înțelege. Și cum credeți că... Nu, ar nici fi, eu nu mă pot înțelege. Ar fi putut apărea cifrele prezentate în ultima perioadă care să demonstreze buna guvernare, în condițiile în care am fi avut și cheltuieli, am fi avut și investiții. A, nu, da, eu, păi noi acum prezentăm... Adică mie mă interesează cifrele, practic. Da, adică eu ar trebui să fie de cifre, nu de fapt. Nu, asta... Păi sigur că da. Cifrele ne arată că asistăm la cea mai bună guvernare. Și cifrele din... în afară de faptul că dacă le scriu pe hârtie, fac hârtia sol și o pun în rimă, pot să fac altceva cu ele? Adică dacă nu văd chestia asta pe faptic. Da, vine și povestește, spre exemplu, tot același Cătălin Nichifor. Deci cu drumul ăsta am lamurit-o. Nu se mai face. Acum se face fălticeni sau alta, face pasarelă, face așa o trecere, așa o chestie, care să fie frumoasă tare. Dar tot în săptămânal avem un titlu, în săptămânalul de Rădău, și spune așa: aeroportul Suceava poate fi comparat cu unul dintr-o capitală de țară, spune Cătălin Nichifor. Și eu, bineînțeles, am căutat țara, Burkina Faso. Este, că mi-aduc acum aminte, deja așa? Răutate. Deja este o răutate din partea. Este o răutate? Sigur că da. De ce? Nici măcar cu Burkina Faso nu ne putem compara?
O să fiți fericiți, că, fericit că veți locui lângă din o... Din veacuri ne-am dorit așa o țară și pentru veacuri, că nu știu nimele, tararara... Din veacuri a luptat ce așa România. Și fiii ei de veacuri au visat. Și fiii ei de veacuri, aia, și fiii ei de veacuri au visat. Primăvară, da. Și-au visat această minunată primăvară. Cum? Adică da, care e primăvară? Primăvara... Când așteaptă băieții de la PSD să fie realeși ca să ne mai prostească o dată? Aia din 2016, când sunt alegerile, cât că e mai, în iunie, când o fi. Vreau să vă spun că subiectul aeroportului din Suceava este extrem de important pentru Suceava, pentru județele din jurul Suceava și așa mai departe. Da? Faptul că președintele Consiliului Județean ne încurajează și ne explică faptul că vom avea un aeroport așa cum să fie sperăm, binii, sperăm să fie noi să fie... nu ne face decât să avem așteptări în această zonă, nu peste mult timp vine și ziua scadenței pe acest subiect, vom vedea ce iese și cine a spus că avem. Asta și este. Acum putem spune clar acum ce o să iasă. Ce se-a? Publicitate. Vă vedeți? Revenim. Pentru casa ta. Da, suntem din nou împreună și mai avem câteva titluri interesante de povestit, au chiar foarte multe, dar așa câte sunt, păcat să trecem peste ele așa. Conductele golite în urma reviziei efectuate de termică în această vară sunt umplute astăzi, spune Obiectiv în pagina a doua. Asociațiile de proprietari de municipiu au informat că astăzi se face umplerea conductelor golite în vară, iar cei ce mai au de executat lucrări de modernizare la instalații din apartamente trebuie să semnalizeze pentru a nu se trezi cu locuințele inundate. Mă rog, asta e... Acum, în principiul ăsta, întrebăm, mai avem sau nu mai avem? Dar am uitat un lucru esențial. Bine, am uitat în primul rând să vă spunem care este cursul valutar pregătit de Nea Isărescu. Euro cotat astăzi la 4,4160, dolar american la 3,9595. Asta spune foarte multe, dar pe noi, de regulă, nu ne interesează povestea asta. E pe principiu, bă, chiar nu ne interesează. Buna guvernare, și-a spus cuvântul, e extraordinar, e frumos, e fabulos, toate este la locul lor. 28 septembrie. Subtitlul Remember, 551 s-a născut filozoful chinez Confucius, iar în 1803 s-a născut scriitorul francez Prosper Mérimée. 1876 a încetat din viață poetul și politicianul Costache Negri, iar în 1882 s-a născut istoricul, exilistul și arheologul român Vasile Pârvan. 1891 a încetat din viață scriitorul american Herman Melville, iar în 1895 a încetat din viață chimistul și microbiologul francez Louis Pasteur. Iar în 1996 a încetat din viață poetul André Breton, teoretician al suprarealismului. Dar totuși astăzi, 28 decât septembrie, se întâmplă ce? Conjuncții, planete care se îndreaptă, care își îndreaptă, care fac, care nu s-a întâmplat decât acum 2000 de ani, ultima chestie de genul ăsta. Țineți minte, nu? Și cum mi-aduc aminte perfect despre povestea asta. Acum 2000 de ani s-a întâmplat, zice că și s-a întâmplat când? Atunci când povestea era cu Ieslea, cu magii, cu Betleemul, cu... și așa mai departe, da? Și de aici au început scenariile. Deci ne luăm rămas bun? Că nu ne mai vedem și mâini, cred că nu? Dacă ar trebui, nu ne rămas bun în direct, ne pupăm, ne cutari, dragi șeveni, parcă nu, dacă ar fi să luăm, ne luăm după unele scenarii, deja îi... Un alt scenariu spune, nu, se reîntoarce Mesia, vine să facă și să își desăvârșească opera aici pe pământ, ca să vedem. Deci scenariile sunt foarte multe. Eu recomand, dragii mei, să nu puneți botul și să mergem mai departe, să ne vedem cu Doamne ajută sănătoși mâine, poi mâine și mai grăim. Și mâine și poi mâine o să aveți, bineînțeles, informații de la noi, dar venite prin noi, de la cei care se ocupă cu așa ceva și care o să spună că de fapt au făcut ce? Au greșit calculele. Cât tot s-a mai întâmplat chestii de astea. Așa că, în liniște, ne vedem de treabă. Inspectoratul școlar Suceava desfășoară în această perioadă inspecții tematice în toate unitățile școlare din județ. Dice domnul inspector cu nume de școală. Domnul Gheorghe Lazar, dice. Întreb. Haideți, dacă tot vă rog. Ați amintit despre inspectoratul școlar, nu se poate să trec chiar așa. M-am uitat peste niște fotografii. Din nefericire, nici n-am fost invitat, nici nu am putut participa la întâlnirea PSD de la sfârșitul săptămânii trecute, dar am văzut niște fotografii cu participanții de acolo și dacă vă spun pe cine am văzut, nu stătea chiar lângă domnul inspector general, deci care era și el acolo. Deci stau dar mai era cineva. Cine?
Cine? 500 cine și ceva de, de dosare, vă spune ceva? 500 și ceva de dosare de transferuri, nu de celelalte. Vă spune ceva? Deci o luăm așa. Dacă e vorba de transferuri, Gigi Becali nu. Este vorba despre inspectoratul școlar. Deci e clar, este vorba de inspectorat. De la Suceava. N-a făcut nimeni nimic acolo. N-a fost nicio moș model, în afară de Cristina Teodorovici, n-a făcut nimeni nicio moș model. Vai, despre cine vorbiți? Era domnișoara Cristina Teodorovici? Sigur am văzut era acolo. Era la PSD? La PSD era pe un scaun. La PSD era la veselie, da. Nu știam despre cine și pe cine în reprezintă. În sală sau era pe... În sală. Încă nu ajunsese la prezidiu, dar cu puțin... Da, cu puțină răbdare, poate și în prezidiu. Cum e aia cu DM Veacuri? Această țară! Cum să vezi această țară pe alte mâini decât pe ale noastre? Păi trebuie să o prosperăm în această primăvară minunată. Toamnă, iarnă, vară. Deci un mesaj mai bun transmis domnului Dragnea, care încă mai stă cu emoții la această oră, încă nu a aflat care este soluția dată de nu mai știu, la tribunal sau la curtea de apel din București, cu referire la dosarul dumnealui. Anul mesaj mai bun decât acesta a venit de la Suceava cu persoane care au o competență deosebită, da? În două săptămâni 500 și de dosare să verifici și să dai soluții, mi se pare o competență profesională excepțională. Adică vă gândiți fizic, cumva? Gândiți-vă la cineva care reușește ca într-o săptămână adică și ceva. Adică vă gândiți, spre exemplu, că povestea asta cu alegerile în sensul la PSD, președintele va fi ales de fiecare membru din toată România, credeți că la Suceava, spre exemplu, cea mai competentă persoană care poate să se ocupe de așa ceva și de la care așteptăm rezultate extraordinare se numește Cristina Teodorovici? Sigur, la partea executivă se pare da. La partea de comandă, domnul Lazar. Deci care n-a făcut niciodată nimic. Care nu are adică absolut nu știe nicio problemă. Ce se întâmplă, da. Am înțeles. Vă dați seama, deci model, acum fără nicio... Chiar eu mai spuneam la un moment dat. La un moment dat îl pot înțelege pe domnul Cătălin Nechivor. Gândiți-vă, când ești tânăr, președinte de partid, președinte de organizație județeană, în condițiile în care ai de-a face cu un premier cu probleme extrem de mari, cu un președinte de partid interimar cu probleme la fel extrem de mari, și te-ai trezit că ai niște colaboratori la Suceava susținuți, presupun tot din rândul partidului, că nu cred că a venit Cătălin Nechivor să ne spună că Lazar este cel mai bun la învățământ. Nu este generația dumnealui. Presupun că, așa, și te trezești că trebuie să mai lucrezi și cu asemenea oameni care au poziții extrem de importante și care îți fac imaginea pe care ți-o fac. Adică la un moment dat eu pot să-l înțeleg pe Cătălin Nechifor din acest punct de vedere și să-mi dau seama că într-adevăr se află într-o situație excepțională. Dar gândiți-vă, acest om, domnul Lazar, a fost reconfirmat de către minister după ce a găsit, tot același minister a găsit cea mai mare golănie, dați-mi voie să spun așa, n-am găsit alt termen. Așa, din istoria inspectoratului școlar județean Suceava, eu n-am mai auzit, 500 ca număr, da? 500 și de dosare, vă spun, o competență imensă. De aia Suceava-i fruntea, domnul da? Cotru. De asta Suceava-i fruntea. A fost reconfirmat de ministerul... Care a făcut decât contestație la ce? La proba verbală? La orală, cu gura. A, orală. Da, deci, mă rog, proba care la, la modul ăsta, gândiți-vă, cum vii tu, tânăr președinte de partid, vii în fața odată a colegilor tăi primari, cărora trebuie să le justifici acțiunile sau non-acțiunile șefului tău de partid, a fostului tău șef de partid, da, pe de o parte, și toate aceste situații ale colaboratorilor tăi, impuși sau aduși. Și spun, deja, da, vedeți? Deja m-ați impresionat, domnule. Nu, dar acolo, gândiți-vă despre ce este vorba. La ochi. Asta și când mai vezi că vine alături de dumneata și doamna competentă, cea care a reușit în mod legal. Și pentru ea să mă șterg la ochi. De două ori. Poți și facă nasul? A reușit. Gândiți-vă o asemenea performanță. Săraca, băi. Săraca. Deci, performanță fizică. Săraca victimă, domnule. Nu, săracă nu, nu spuneți. Săraca victimă, nu săracă, nu. Biata victimă atunci. Așa. Gândiți-vă într-o săptămână și două săptămâni să poți verifica peste 500 de dosare seama, nu au fost și să dai și o soluție. Câtă muncă! Pozitivă. Dumne, dar nu, dar e muncă. Câtă muncă! Câtă, păi, e muncă o leacă, adică nu e ușor. Semnul verificării dosarelor, domnul Codos. Cum arătați dumneavoastră, e vorba despre dosarul în REM. Nu, dosarul în REM, care adică se verifică dosarul mult mai ușor, mă înțelegi așa? Oare în REM cine numără? Când vorbim despre un dosar, vedeți instituția cu numără? Dacă asta înseamnă, sau nu, fapta. Fapta numără, că asta înseamnă, nu în REM. Se verifică fapta, nu persoana.
Deci în faptă... În faptă, da, era pe dosarul, dădea, adică în sensul... Da, la, dar totul se rezolvă, da? A venit, este la partid, a spus, a făcut alegerea potrivită. A fost albită, așteptă. Băi, dar dacă mă întrebam l-ați văzut acum... Pe, mai puțin, l-ați văzut pe domnul Lazar cât a fost de vocal în perioada asta începutului de an școlar? A transmis și mesaje în școală, dacă n-am râs cu lacrimi. Deci împreună cu niște părinți... De la școala unde am asistat și eu la... A citit-o domnișoare mesajul... Dacă vă vine să... Deci, și acum să citim mesajul domnului inspector general al inspectoratului școlar. Și o domnișoară bâlbâindu-se emotiv, a transmis mesajul emotiv, domnului. Emotiv, domnule. A inspectorului, domnule. Ce numai, vorbe? Ca pe vremuri. Numai de rușine nu ne... Și că aceste inspecții ne spune nepuntoașul Lazar. Se fac la începutul fiecărui an școlar și urmăresc modul de organizare și de funcționare a rețelei de învățământ preuniversitar, asigură aplicarea legislației în organizarea, conducerea și desfășurarea procesului de învățământ, asigură calitatea învățământului și respectarea standardelor naționale prin inspecția școlară, perioada în care se desfășoară inspecția este cuprinsă de 21 septembrie și 2 octombrie. Din povestea asta, ca să o lămurim, nu iese nimic. Ei, pe principiu, am avut o activitate și inspectorii. Și să facem? Să mergem să inspectăm. Și ce trebuie să facem, domnul Lazar? Nic. A, bun. Deci după aia facem proiect. Scriem, nu s-a întâmplat nimic. În timpul serviciului și a inspecției mele, nu s-a întâmplat nimic deosebit. Școlile sunt extraordinare. Veșeul din fundul curții, o minune. Miros. Stropit cu var, nu dat cu var, ca să ne înțelegem, adică el e din scândurele, strochit cu var, așa, ca să împrospătezi un pic aerul, ca să nu te... Așa, deci, totul miraculos. Apă curentă. Bun, tavani care-s cazute, deci totul este sub control, domnul inspector, în timpul serviciului, nu s-a întâmplat nimic deosebit. Deci cam asta o să fie toată povestea asta. Deci, liniștiți-vă, nu, domnul. Dragii mei, treaba e bună. E bine, ar fi bine, nu. Peste 250 de polițiști suceveni vor fi implicați în săptămâna prevenirii criminalității 2015. Astăzi începe cea de-a 10 ediție a săptămânii. Băi, dar n-am avut... Păi, frate, deci acum mai mă să aminte. Băi, dar noi festivalul Musului l-am avut la Suceava. Da, dar n-am avut prima ediție, nu știu când, anul trecut, sau cu 2 ani, sau când a fost aia. Acum 3 ani. Și n-am mai avut de atunci ediții, sau s-a întâmplat numai atunci, au fost ediții jubiliare. Odată și cu asta, s-au băut tot mustul. Atunci aș salut, îți voi, frate, bem must cu hamsi. Rezultate nu prea fost bune, ce nici știe ce. Au fost budurile alea că asaltate. A? Deci nu mai, nu, cu mustul nu mai merge la ceva treabă. Deci spuneam, cea de-a 10-a ediția săptămânii prevenirii criminalității, o campanie derulată la nivel național de Poliția Română și implementată la nivelul județului Suceava de Compartimentul de Analiză și Prevenirea Criminalității IPJ Suceava. Nu că povestea cu mustul e într-adevăr un picuț, știi că mustul, dacă nu-i făcut bine, știi, treaba cu aici un picuț, știi? Și dacă mai dai cu hamsi, poți să-ți dai seama ce combinații de succes poți să fii, știi? În perioada 28 septembrie, 2 octombrie, se va derula la nivelul național cea de-a 10 ediție a evenimentului Săptămâna Prevenirii Criminalității, în cadrul căreia vor fi abordate 5 paliere de interes instituțional, delicvența juvenilă, victimizarea minorilor, infracțiunile contra patrimoniului, infracțiunile asociate la criminalității organizate și siguranța rutieră. Vor fi distribuite materiale preventive în spații publice, cetățenii vor putea observa expoziții tematice cu tehnică de securitate, demonstrații al unor formațiuni din cadrul poliției ori filme educative. Asta se va întâmpla și la Suceava, v-am spus, în perioada care cât e? 28 septembrie, 2 octombrie, adică începe de astăzi și se derulează. Păi da, avem mâine, nu avem domnul, sau astăzi, când avem moțiune de cenzură? La care nu se întâmplă nimic. Cred că mâine totuși, nu? Dacă nu mă înșel. Nu știu. Dar irelevant. Adică am vrut doar să spunem că este moțiune de cenzură. Gabi Oprea rămâne în continuare fidel lui Victor Ponta, că el așa a spus și nu PSD-ul, dar rămâne în continuare cu Victor Ponta. PSD-ul rămâne braț la braț cu Victor Ponta. Speram noi într-o chestie de genul, băi, se va dezice, se va dezlipi și așa mai departe, ca să poată să-și construiască un viitor prosper, dar până la urmă PSD-ul este un partid politic din România. La are viitorul prosper. La instanța de judecată, deci dincolo de a ajunge la moțiunea de cenzură sau la alegeri în PSD, am văzut tot felul de exemple când în prima instanță s-a dat cu suspendare și în a doua instanță, spre exemplu, omul a fost achitat sau eu dat cu executare, adică marele lider de la Mehedinți, la Telerman sau nu la Telerman, că acolo e Duicu la Mehedinți, să nu-l încurc, marele lider, adică credeți dumneavoastră, dar ce face PSD-ul în situația asta? Gândeați, aveți impresia că cineva, un judecător, va face așa o chestie de genul ăsta și o să dea cu executare ca să meargă la Mititica? Cine va mai conduce partidul? Dragnea, de unde? Dă-mi pușcărie, doamne.
din pușcărie. O să fie o chestie ca ilegaliștii din 40 și. Sau din, mă rog, din 30 și spre 40 și, da? Băi, o să fie o treabă ilegală, așa, adică, nu? Ilegalitate. Cum adică vorbiți asta despre ilegal la PSD? Cum adică? Nu, adică ilegaliști în sensul ăsta, adică nu neapărat, știți? Adică dacă omul, dacă adică cu treaba ilegală, s-ar putea să meargă undeva la Mititica, dacă îi dau ăștia cu executare și dacă îi dau chiar cu executare. S-au gândit la varianta 2? Eu mă aștept, na, omul spune că este nevinovat și iau în calcul posibilitatea să fie achitat. Să fie, da. Da. Și asta este. Dar putem lua în calcul posibilitatea pe care o iau eu acum cu bune intenții, gândindu-mă la un om. Dacă spune că e nevinovat, e nevinovat. Dar în același timp, cei care îl acuză spun că este vinovat. Și dacă instanța spune că e vinovat și dă cu executare. Am găsit soluția. Se mai, da, deci, după câteva luni nu poți chiar. Nu carte, mai apare bibliotecă pe piață, nu o carte. Ce vorbim? Deci mai apare o altă bibliotecă din gândurile... Se întâmplă o altă ședință la Suceava? Să nu, la Suceava, deci asta e. Deci aici e șpilul. Deci dacă se întâmplă cu Dragnea, se întâmplă povestea asta, știi ce se întâmplă, nu? Vine de la Suceava, nu, mântuirea vine din sus. Așa, la Suceava. Cam de unde? Deci noul președinte va fi ales de la Suceava, așa, al PSD-ului. Așa, o să spună, băi, v-ați făcut de toată mânica, nu sunteți buni de nimic. Eu la Suceava am arătat cum se poate face nimic cu toate proiectele și cu toată dezvoltarea. Deci sunt bun de președinte al PSD la nivel național. El se gândea la o funcție măcar de vicepreședinte sau de cine știu eu ce se gândea Cătălin Nichifor. Dar v-ați gândit la chestia dacă Dragnea cumva nu poate? Soluții nu există. Uitați-vă un picuț în țară. Nu-i. La Cluj, unde era rus, gata, că el era cu curvile și cu golanii și o rezolva problema. La altul n-ai. Duicu e dus, ăsta la Telerman dus, Oprescu dus, ăla, băi, toată lumea dus, adică înțelegi, Vanghelie s-a dus, Geoane, Iașu, Nikita, da, dus ăsta, băi, frate, nu-i soluție, înțelegi? Și poate veni cine? Băi, v-ați gândit la soluția Cătălin Nichifor, președinte PSD național? Nu mai beau. Nu, deja... Și mai vreau festivalul mustului. Vedeți că unora nu le iese mustul din cap mai mulți ani. Deci vrei, grijă mare la... Vrei festivalul Borfăiele, băi, frate, nu mai... N-ai văzut ce poate să iasă din chestia asta, băi, așa o teorie. Deci atât ai învârtit-o și ai învârtit și-o învârtit și s-o sucit până și când tot acolo o nimerit. Ca să nu... Da. Mai aveam ceva de spus sau nu mai aveam nimic de spus? Cred că nu mai aveam nimic de spus. Ne apropiem de final de emisiune, dragii mei, și cu doar 7,8, nu, da, trebuie să o spun neapărat, că asta așa e o prostie de mare, dar trebuie să o spui, da, asta e ce să-i spui. Zice cu doar 7, Victor Ponta, din el citez, 7,8% risc de default. Eu am greu. România este la fel de sigură, precum statele dezvoltate din UE. Burkina Faso, spuneam eu câteva state de astea, foarte sigură și foarte. Siria, de astea, state foarte dezvoltate. Nu sunt unii astea? Botswana? Care Botswana? Deci, premierul Ponta a spus, femeii confirmă că dacă se păstrează același parcurs, economia românească poate depăși ca putere Portugalia, Cehia, Băi, depășim Cehia? Ce praga, mă! Ce praga, mă! Deci, mergem, nu, dar nu că mergem, am plecat deja. Noi am plecat deja. Dacă continuăm în halul ăsta, dacă continuăm în halul ăsta, ceea ce am spus eu de Burkina Faso, nu o să mai fie, adică o să fim noi pe ultimul și noi ei pe ultimul, o să fim noi, o să luăm locul, pentru că noi am rămas la toate capitolele, suntem varză, dar varză Vărzescu suntem. Și asta se poate vedea cu ochiul liber, pentru că o să facem de câte ori o să avem ocazia și o să spunem, o să povestim, pentru că am văzut chiar băieții ăștia la PSD, ne cred proști pe toți, și ne povestesc că toată treaba în Suceava, au zis ceva de genul, ați auzit, domnul Cotos, expresia? În perioada următoare vom ieși și vom explica foarte clar sucevenilor ce s-a întâmplat bine pentru ei. Să vă spun eu cu ce o să înceapă? Cu pensii și salarii. Care o să fie cuprinsul? Pensii și salarii. Care o să fie sfârșitul? Pensii și salarii. La întrebarea investiției o să ne întrebi și tot acolo investiții. Cum adică care investiții? Pensii și salarii. Pensii și salarii. Guvernul Boc? Pensii și salarii. Deci nimic altceva. De unde investiții? Acum, păi șoseaua cu centura? Nu. Că mai erau cu locuri de muncă acolo. La modul cel mai... aștept explicații chiar din partea PSD. Nu să le spună. Nu, la modul să ne explice. Chiar aștept aceste explicații. Să ne spună de ce, cum, care și așa mai departe. Numai că în ultima vreme
observ tot mai multe voci din PSD care nu au obligatoriu chiar aceleași mesaje de transmis. Chiar și astăzi îl vedem pe de-o parte pe domnul Donțu, care ne explică într-un cotidian local faptul că asistăm la o mare hoție când vorbim de prețul gigacaloriei. Persoană care, înțeleg, la o anumită perioadă chiar a verificat activitatea de la Termica. A fost șeful comisiei. Așa. O comisie care domnul, trebuie să explica foarte clar. A fost șeful comisiei. El, la inițiativa lui, s-a făcut o comisie din cadrul Consiliului Local care a verificat activitatea Termica, a făcut un raport. Numai că raportul ăla n-a fost la publicități. Întrebarea e de ce? Că se vorbește, pe la colțuri, dar se vorbește că a albit-o. Nu știu de și ce. El s-a însușit-o ca albeală. Și acum ea ne dă cu Termica. Nu, eu observ o declarație extrem de tranșantă. Omul vorbește despre o mare hoție. La un moment dat era vorba despre a doua mare hoție din județul Suceava. Nu am aprofundat subiectul. Dar în mod clar, domnul pune la îndoială toate activitățile primarului Lungu cu privire la nou, dacă doriți, noua metodă de asigurare a agentului termic în municipiul Suceava. Pe de o parte, avem o voce în PSD care clar este în afara discursului clasic al partidului. Apoi îl auzim pe domnul Bereanu tot mai des și tot mai vocal, nu obligatoriu pe aceeași linie cu cea a conducătorilor importanți din partid. Răspunsurile domnului Stan, la fel de dacă doriți, de contundente la adresa cele afirmațiilor făcute de domnul Bereanu, dintr-o dată trei voci diferite. Să nu uităm că mai sunt, da, domnul Cușnir este o altă voce în partid care de cele mai multe ori contrastează cu tot ceea ce spun liderii de acolo. Dacă ne mai gândim că urmează alegeri la Poiana Stampei, la cunoscuta localitate și apropiată localitate, Poiana Stampei. Da, Olea e aproape. Așa, ne dăm seama că puțin și mai ajungeau în munți. Ilegaliști. Vreau să le dau tuturor celor pe care alege, și de asta spun, în momentul în care avem, da, dintr-o dată am spus vreo 5 nume care încearcă să se exprime public, dar pe o altă voce, cu un alt mesaj. Dintr-o dată eu mă aștept ca cineva care se consideră lider să vină și să ne explice într-adevăr, pentru că avem nevoie de explicații, să ne spună, bun, într-adevăr au fost tăiate pensiile și salariile oamenilor, este un adevăr. Da. Politic au plătit. Unii care au făcut aceste lucruri, pe care marea majoritate a populației au considerat nu numai nepopulare, și-au venit cu mare băieți. Efect, dar au plătit politic pentru acest lucru. Corect. Din acest punct de vedere, nimic de spus. Dar la pasul 2 ce am făcut? Nimic. Acum și acolo așteptăm explicații. Și pe care i-ați nominalizat dumneavoastră, fost că au fost câțiva, vreau să le dau o veste bună, așa pe final de emisiune, că e gata sucătă timpul, să le dau vestea că vor trebui să facă echipă la pentru primăria municipiului cu primarul Ion Lungu. Asta așa ca o părere personală, ca să le dăm să fie săptămâna perfect nu începută. Sunt nu sunt de acord cu asta. Nu sunt de acord cu dumneavoastră și degeaba, puteți să spuneți că nu sunt de acord. Da, așa funcționează democrația. Așa când nu suntem de acord. Când nu suntem de acord. Da, dragii mei, cam atât. Florin, mulțumesc pentru prezență. O zi frumoasă, zile frumoase. Doamne ajută. Cu Doamne ajută. Săptămâna viitoare ne reîntâlnim din nou tot aici și cu dumneavoastră ne reîntâlnim mâine dimineață și povestim iarăși despre Suceava și despre ce se întâmplă în Suceava. Mâine avem și comandament, evident, și o să aflăm pe ce să mai de la sursă, cum merge treaba. Răspunsul este prost. O veni și ploaia între timp. Dar toate astea o să le vedeți mâine, un primar supărat, foarte supărat, pe principiu supărat, sunt doamne iarăși supărat. Astăzi, o zi de toamnă, 13 grade maxima, minima pe la 8 grade, ploaie, urât, o vreme urâtă, nu știu dacă va fi soare sau nu, cel puțin cei de la meteo zic că va fi și soare undeva, adică arată și soare, știu și eu, numai norișori parcă. Vom vedea. Până atunci, cu spălăturile oculare mai complicate, însă nu uitați să fiți frumos, să fiți la fel, luni, marți, miercuri, aici la Bucovina Activ cu mine, Dorel, la bună vedere!